Salutare tuturor și bine ați venit aici pe Code, pentru că, ca și în fiecare duminică, astăzi este ora de programare, live-ul unde vă răspund la toate întrebările legate de programare, legate de cum poți să ai succes în domeniul IT, să ai un job bine plătit, un job respectat și un job care să fie sigur și de viitor, pentru că deja ai bine plătit, degeaba ai respectat dacă te trezești de pe o zi pe alta fără el. Deci despre asta o să discutăm. Astăzi văd că deja sunteți în număr mare. Salut Cosmic Ghost Rider, Cristian, GXG, Constantin. Mă bucur mult de tot că sunteți aici cu mine în această, în această seară. După cum vedeți, au venit tricourile. Și dacă vrei să primești un tricou gratuit... Tot ce trebuie să faci este să începi programul nostru gratuit de pe WorldCode.ro și foarte, foarte important să îl termini în maxim 7 zile și noi te recompensăm cu un tricou pentru tot efortul pe care l-ai depus. Deci, intră pe WorldCode.ro, acolo avem un program gratuit care o să te introducă în tot ce înseamnă programare și unde o să fim alături de tine și o să te ajutăm la fiecare o să-ți răspundem la fiecare întrebare, în așa fel încât ori de câte ori simți nevoia că, pă, te blocat, uh, nu știi ce se întâmplă, ai nevoie de uh, explicații suplimentare, o să fim acolo pentru tine să te ajutăm. Uh, da, deci cum am zis, vă salut pe toți, mă bucur mult că sunteți aici cu mine și... Uh, de-abia aștept întrebările voastre, orice fel de întrebare despre informatică, despre, despre programare, despre domeniul IT, cum poți să ai succes în domeniu, sunt aici să îți răspund. Foarte important este faptul că noi la Wellcode ne adresăm oamenilor care chiar vor să aibă succes în domeniu și la ce mă refer prin succes în domeniu, mă refer oamenilor care chiar vor să aibă o carieră de succes. Adică, da, programarea poate fi foarte faină să o faci ca și un hobby, poate să fie foarte faină uh, să o faci de distracție. Totuși, noi ne concentrăm pe partea de carieră, de unde nu doar că este un hobby, nu doar că o faci din plăcere, ci uh, câștigi foarte mulți bani făcând treaba asta. Deci, dacă ai orice fel de întrebare despre programare las-o în rubrica de întrebări și imediat imediat mă apuc să răspund la ele în cazul în care ai intrat mai târziu avem un program gratuit pentru tine de unde poți să înveți programare tot ce trebuie să faci este să intri pe wellcode.ro wellcode să-ți creezi un cont gratuit, să te apuci de treabă și să nu eziti să ne pui orice fel de întrebări pentru că noi suntem acolo să îți răspundem la ele. Ok? Bun. A, așa. dă cine vrea să lucreze de acasă cu doar un laptop și Wi-Fi. Îmi pare rău, Sebastian, dar nu cred că pe YouTube se pot trimite mesaje private. Și da, cine vrea să lucreze de acasă cu un laptop și cu Wi-Fi, cred că cel mai bine ar fi să învețe programare, pentru că e unul din puținele domenii care se poate face foarte bine și remote. Bun, Raul, care are o poză cu un avion destul de interesant, întreabă dacă merită să înveți assembly. Și amuzantă chestia asta, pentru că assembly sau limbaj de asamblare se face în principal doar în facultăți. Și Per total, chiar dacă e un limbaj interesant ce a fost unul din, să zicem, cursurile acceptabile pe care le-am avut la facultate, per total nu m-a ajutat cu absolut nimic, n-am scris niciodată în practică, nici măcar n-am citit cod, apoi să scriu cod în limbaj de asamblare, deci, per total, aș zice că nu. Ok? Bun. Așa. Bun. Următoarea întrebare vine de la Andrei Adam. Dacă e mai bine să înveți Python decât C++? Ei bine, Andrei, ideea în felul următor. Contează mult mai mult de la cine înveți. Adică nu contează așa mult limbajul de programare. Pentru că hai să presupunem pentru o secundă că e mai bine să înveți Python decât C++. Dar nu ai de unde să-l înveți. Adică pur și simplu trebuie să-l înveți pe cont propriu. Crezi că o să ajungi un programator? Bun, crezi că o să te plătească cineva pentru chestia asta? Adică, na, cel mai important, adică cum aș reformula eu întrebarea ta ca să chiar uh, te ajute, de unde este cel mai bine să începi să învăț programare? ok? De unde, de unde poți să învăț programare, să zicem, cel mai repede? Uh, sau de unde pot să învăț programare ca să ajung programator și să câștig, nu știu, atâtea mii de lei sau atâtea mii de euro pe lună. Pentru că, de fapt, Python, C++ și orice altceva sunt doar unelte. Sunt doar niște unelte pe care tu le folosești ca să uh, scrii cod, ca să produci niște, niște aplicații și na, dacă una dintre, unul dintre cele două limbaje n-ar fi fost un limbaj foarte bun de programare, nu ai fi știut în prezent de el, nu l-ai fi auzit pentru că nimeni nu l-ar fi folosit. Așa că, tot timpul, e bine să te concentrezi pe metoda de învățare, pe cine te învață, pe cine îți dezvoltă gândirea și nu atât de mult pe unelte, pentru că dacă ai un profesor bun, dacă ai pe cineva foarte bun care să te îndrume, o să zică și care, pe care, pe care limbaj de programare să te axezi sau pe care limbaje. Bun. Tamas sau Tomas, sper să nu-ți pronunț numele greșit. Salut! Care sunt cele mai căutate joburi IT în România actuală? Da, acum depinde foarte mult ce înțelegi tu prin căutat, dar în principal programatorii din toată industria IT, programatorii sunt cei mai, cei mai căutați, mai ales programatorii cu experiență, programatorii buni. Dacă Intri pe site-urile de joburi sau dacă tu uiți la toate reclamele care apar pe Facebook uh, pentru joburi, o să vezi că majoritatea sunt pentru programatori mid sau senior. Ok? Acolo se învârt cei mai mulți bani, acolo ai cele mai multe beneficii, dar oricum, în general, programatorii sunt cei mai căutați. Bun, Universe Music, super tare platforma și recomand cu toată încrederea uh, cursul gratuit, Keep Up The Good Work. Mulțumesc! Ce facultate propui pentru a deveni programator? E bine, Luigi, pentru a deveni programator uh, nu recomand o facultate și explic și de ce. Ideea e că în facultate durează 3 ani până... sau hai să zicem că... Te angajezi din anul 2. Durează 2 ani ca să fii programator. Ori nu știu, cei mai lenți clienți ai noștri, după un an, deja au toate cunoștințele necesare ca să, ca să fie programatori. Ok? Și atunci, nu văd de ce ai sta un an în plus să devii programator când poți deja să faci maximul n-a asta. Adică facultatea te încetinește foarte mult. Facultatea te încetinește foarte mult prin cursurile de matematică, pe care le au prin cursurile de assembly, că tot întreba cineva mai devreme și na, mai există tot felul de alte lucruri care te încetinești, De exemplu, ritmul de predare, pentru că na, unele unele chestii la facultate sunt predate așa foarte pe repede înainte și nu poți să le înțelegi, dar pe de altă parte, uh, Alte lucruri, nu știu, se tot repetă, se tot repetă, se tot repetă și nu știu, e, e un pic absurd. Plus că e nată și toată metodologia de examinare, în care tu nu-ți dai seama dacă ai înțeles ceva ca lumea sau nu, ci se pune mult mai mult accentul pe memorare și reproducere. Ca să-ți dau un exemplu, apropo de băiatul mai, de mai devreme care întreba de limbaj de asamblare, noi când am dat uh, examen la la limbaj de asamblare, era foarte absurd pentru că ni se cerea să știm pe de rost niște instrucțiuni. Și na, diferența dintre nota 5 și nota 10 o făcea mai mult cât de multe instrucțiuni ai învățat. Sau, na, pardon, ca să iei nota 5 trebuia să arăți numai pur și simplu că ai învățat niște instrucțiuni pe din afară. Bun, Maria Danciu. Meseria de ethical hacker, cum ți se pare? Ethical hacker. Hai să dau acum un search live pe Google. Uh, da, na. Uh, da, na, în principal uh, mi se pare că nu e un domeniu așa de căutat, așa la o primă căutare pe Google precum precum programarea și mi se pare și că nu e așa interesant. Adică bineînțeles că sună cool să fii hacker, să spargi parole, să găsești uh, să găsești multe vulnerabilități, dar mi sincer mi se pare mult mai interesant să fii tu omul care, care creează lucrurile, nu care n-ai na, un lucru și tot hai să testăm, uh, să vedem ce merge și ce... Ce nu merge, dar părerea mea e că în programare se învârte mai, cei mai mulți bani și acolo ai tascurile uh, cele mai interesante. Așa, bun. Uh, este adevărat că Python a devenit cel mai popular limbaj de programare? Ei bine, legat de chestia asta cu cel mai popular limbaj de programare, cel mai folosit, e foarte, foarte greu să măsori. Adică, cum îți dai seama care e cel mai popular limbaj de programare. Pentru că, na, poți să iei în felul următor. Din toți oamenii care scriu cod, să zicem că majoritatea încep să învețe cu, cu Python sau cu C++. Dar ideea e că oamenii care învață programare și care presupun eu că sunt foarte mulți, ei de fapt nu chiar produc cod în Python, nu ai cod pe care tu să-l rulezi, pe care tu să-l folosești în aplicațiile de zi cu zi. După aia, mai sunt și alți factori, ca numărul de linii de cod scrise în acel limbaj. Și atunci ai putea să zici că alt limbaj de programare e cel mai, cel mai popular. Și na, când, când vii cu chestii din astea, care e cel mai popular, care e cel mai bun limbaj de programare, care e cel mai căutat, e, e foarte greu să, uh, să stabilești cum măsori. Și sincer, nici nu are sens, pentru că indiferent că ești programator Python sau C++ sau orice altceva, unul la mână, salariile sunt tot acolo și doi la mână, trecerea e foarte ușoară de pe unele pe altele. Adică e chiar un pic absurd să te numești că na, tu ești doar programator JavaScript. Bun, când o să primească tricourile cei care au câștigat unul, da, o să fiți contactați săptămâna, săptămâna asta. Adică tricourile au venit, unul este pe mine, deci săptămâna asta care vine o să fiți contactați toți. Așa, de unde pot învăța web development? Am început cu HTML, CSS și JavaScript lucrând la un proiect. Numai că știu doar bazele, iar eu vreau mai mult. E bine, Constantin, în primul și în primul rând, cel mai probabil, să-ți dau o veste proastă, sper să nu te super pe mine, cel mai probabil nu știi bazele când vine vorba de web și ideea e că înainte să faci web, tot timpul recomandarea mea e să faci bazele programării prima dată. Okay. Bazele bazelor, care indiferent că faci programare pe web, indiferent că faci programare pe, pe mobile sau că îți faci tu un device pe care ales alegi să-l programezi, uh, ele sunt la fel. Okay. Și îți recomand să încep cu bazele de acolo. Uh, și pentru asta îți recomand programul nostru de pe wellcode.ro, de aici. Deci wellcode.ro. Și încep de acolo. După ce ai făcut programul gratuit, pe urmă o să ai o idee mult mai bună legat de ce să faci în continuare. Pentru că, în primul și în primul rând, HTML și CSS nici măcar nu sunt limbaje de programare. E ca și cum ai zice, bă, am învățat să scriu documente în Word, am învățat să pun bold pe text și am, am învățat cum să pun imagini, să aliniez textul la stânga și la dreapta. Ok? Asta nu te face... Asta nu te face programator, faptul că știi HTML și CSS, ci... Na, programator te face faptul că ești capabil să creezi o aplicație web cu login, cu register, cu o grămadă de funcționalități. Atunci, da, poți să, poți să te numești programator și de aia recomand să încep cu bazele. Pentru că foarte multe, uh, foarte multe cursuri care cică te învață bazele HTML și CSS, merg pe ideea asta, hai să-ți prezint cât mai multe instrucțiuni, hai să-ți prezint cât mai multe chestii pe care să le memorezi și după aia, cum ai zis și tu, când vrei să faci ceva mai complex, te simți pierdut. Nu știi de unde să începi, nu știi care-i care primul pas, din cauza că ai început prost, din cauza că multă lume încă crede că programarea se învață pe din afară. Ok? GXG. Se face multă matematică la facultatea de info, numai te info? Da, se face multă matematică. Se fac... O, uh, Cred că cel puțin șase materii de matematică, dacă nu mă înșel. Ok? Deci, da, se face, după părerea mea, prea multă matematică și partea, partea tristă e că... Uh, cumva matematica asta nici nu, uh, nici nu se aplică în ceea ce faci tu. Adică am avut un, un singur curs opțional de, de criptografie în facultate care a fost foarte interesant, dar... Nu l-am folosit nicăieri. Adică, uh, e foarte important să fim un pic pragmatici când vine vorba de învăța programare. Și asta indiferent dacă înveți programare de pe Welco, dacă înveți de altundeva. Cumva, mie mi se pare că uh, cel mai important este să ajungi un punctul în care să câștigi bani ca și programator. Adică, să scapi de jobul actual care poate e stresant, care poate că uh, nici măcar nu-ți aduce suficienți bani și să devii programator, ok? Să fii un programator bun care e capabil să creeze aplicații de la zero. După ce ai ajuns un programator bun, da, poți să începi să înveți, poate matematică, poate vrei să faci niște chestii mai interesante, vrei să faci un... habar n-am, vrei să, vrei, vrei să investești bani la bursă, ok? Și vrei să-ți faci un program care să facă treaba asta pentru tine automat, ok? Dar tu nu are sens să te apuci de programul ăla până când nu ești deja programator, până nu trăiești viața aia în care ai mai mult timp liber, ai program flexibil, poți să lucrezi de acasă și faci destui de mulți bani. Până atunci nu are sens să înveți alte chestii complicate. Adică există multe domenii din programare care sunt interesante, dar care nu prea te ajută sau nu te ajută deloc când vine vorba de a, de a face bani și de a avea un job. Bun, Mihai, poți să te angajezi fără facultate și în străinătate, de exemplu, la Facebook sau la Google. Da, Mihai, cunosc mai multă lume fără facultate care s-a angajat la, la Facebook sau la Google și pur și simplu n-ai nevoie de facultate pentru chestia asta. În schimb, ai totuși nevoie să te pregătești serios. Adică, da... Chiar dacă, na, pentru mulți facultatea reprezintă chestia aia care demonstrează că, bă, chiar știi să scrii cod, adevărul e foarte departe de chestia asta. Adică există studenți care copiază la toate examenele și cu ocazia asta sunt foarte, foarte curios dintre cei care sunteți aici pe live. Văd că sunteți 93 de oameni, deci dintre cei 93 de oameni, câți dintre voi ați copiat cel puțin o dată? Vreau, vreau să văd Ok? Deci câți dintre voi ați copiat cel puțin odată? Nu cred că se uită niciun profesor, deci puteți să scrieți da sau nu. Na. Și având în vedere felul în care funcționează facultatea, deja nu mai demonstrează nimic și atunci firmele nu sunt interesate de chestia asta. Adică firmele au mai multe etape de selecție. Okay? Prima etapă de selecție este etapa de CV. Unde... Na, trebuie să ai mai multe chestii. În primul rând, un număr de telefon unde să te sune, să te cheme la următoarea etapă a interviului, o adresă de e-mail unde să-ți zică, bă, felicitări, vrem să te intervievăm. Pe urmă, tu trebuie să arăți experiență, trebuie să arăți în CV că poți să scrii cod. Și asta cum o demonstrezi? Păi asta o a, demonstrezi prin proiecte personale. Ok? Și firma se uită. Ok, ai, uh, sau mă rog, firma, că nu se uită firma, că se uită o persoană din firmă. Da, persoana de la recrutare se uită și vrea să vadă. Ok, are proiect personal, ia să-l deschid. Hmm. Pare cam simplu, ți să văd dacă mai are ceva. Ok, nu mai are nimic, reject, mă uit la următorul CV. Bun, deschid proiectul. Ok, e complex. Mă uit, ah, uite, mai are încă un proiect, super tare. Hai să-l chemăm la interviu. Și după există faza de interviu, unde fie ți se dau probleme de rezolvat, unde trebuie tu să te gândești, să le arăți că poți să gândești liber și să scrii cod, fie uh, se discută despre ce scrie în CV. Te bune să-ți explic, să explici, bă, uite, cum ai făcut chestia asta? Dacă ar fi să modifici, cum ai face modificarea? Și așa mai departe, ok? Și na, așa funcționează peste tot, nu doar la Google sau la Facebook, de la orice firmă, oricât de mică, până la firmele mari și de top din afara țării. Okay? Așa, uh, Gamer 1, 2, 3, 4, 5 întreabă în felul următor. În cât timp poți deveni olimpic? Depinde ce înțelegi prin olimpic, dar în principal îți ia undeva la cel puțin 6 luni ca să ai rezultate bune la olimpiadă pe care să le poți pune și în CV. Bun, pot intra la acest curs dacă mama mea nu lucrează. Nu înțeleg exact întrebarea, nu înțeleg de fapt conexiunea dintre, dintre programul nostru și, și mama ta, dar cu siguranță. Intri pe worldcode.ro, Te înregistrezi gratuit și încep treaba. Nu, nu, nu există vreun blocaj în direcția asta. Bun. Ce este bun pentru începători, fără clase MAC de info făcute. Da. Um, cum spuneam și mai devreme, intri pe wellcode.ro, avem un program 100% pentru începători. Deci programul nostru de pe wellcode.ro, programul nostru gratuit, e special făcut pentru începători. Ok? Așa ne gândim toate materialele noastre. Te luăm de la zero. Știu că multe materiale de pe internet scrise cumva pentru oameni care Deja știu programare pentru oameni care înțeleg ce se întâmplă, dar nu e cazul nostru. Adică ăsta e scopul nostru principal, să ajutăm începătorii, oamenii care habar n-au de programare, care n-au scris cod în viața lor și nici măcar n-au văzut cod în viața lor, să ajungă să se angajeze ca și programatori și să poată să câștige bani din asta. Uh, salut, Petru! Ce meserii mai sunt în domeniul IT? Fac o comparație acum, sper să nu fie greșită, între un inginer și un programator. Există diferite tipuri de ingineri, deci cred că există și diferite uh, tipuri de programatori. Deci, uh, Cristian, hai să facem o diferențiere între diverse tipuri de programatori și diverse tipuri de it -ști. ok? IT-ul e un domeniu care implică tot ce ține de calculatoare, de comunicații. Deci un ITist poate să fie cineva care vine și ți instalează Windows-ul, cineva care trage cabluri de internet de la RDS și se urcă poate câteodată pe stâlp, cineva care îți configurează routerul, um, Poate fi cineva care îți testează o aplicație, un tester manual, care pur și simplu intră acolo și um, testează diverse diverse cazuri. Ok? Și, na, cred că cel mai celebru exemplu de, de e cineva care testează jocuri. Și știu că mie mi se părea foarte cool meseria asta de tester de jocuri când eram mică. Mi se părea că o să stau și o să mă joc toată ziua pe, pe calculator, dar ideea e că nu e chiar așa de mișto, pentru că na, trebuie să testezi tot felul de cazuri particulare. De exemplu, dacă ai un shooter, tu trebuie să iei personajul ăla și să te lipești de toți pereții, să te dai cu capul de pereți, să vezi dacă nu cumva poți să treci printr-un perete sau prin altul. Sau dacă ai o pagină web, să o tot redimensionezi, să te tot gândești la cazuri, e o meserie destul de, destul de migăloasă și destul de prost plătită pentru gustul meu. Um, na, și acum legat de programatori, la programator să știi că chiar nu există așa mari diferențe. Adică fie că scrii cod pe web, fie că scrii cod pe mobile, în principal, aplicațiile în prezent sunt conectate la internet și atunci principiile de funcționare cam sunt aceleași. Așa, am, ai creat vreodată jocuri și dacă da, poți să ne spui ce fel de jocuri ai făcut. Uh, niciodată n-am făcut un joc foarte complex. Uh, poate la un moment dat o să, o să facem unul, uh, dar cel puțin nu în prezent. Uh, am făcut un Tetris ca să mă pregătesc de un interviu la, la o firmă de trading din Londra și cam ăla e cel mai complex, uh, complex joc pe care l-am făcut și e un exercițiu foarte bun să implementezi un Tetris dacă vrei să fii un programator bun. Așa, am încercat să învăț de la Wellcode, dar parcă nu prea înțeleg ce pot face. Andrei, nu e nicio problemă dacă nu înțelegi și, în general, când înveți programare, nu ai cum să înțelegi toate lucrurile din prima. Doar că avantajul la ce facem noi pe Wellcode este că tot timpul o să fim acolo să-ți răspundem la întrebări. Vei deci să zicem că ai ajuns la o problemă pe care nu știi cum să o rezolvi sau ai încercat să o rezolvi dar nu e 100 de puncte, ai la final o rubrică de întrebări și te invit să pui o întrebare acolo și eu sau un expert din echipa mea o să-ți răspundem cât de repede posibil, ok? Deci nu îți uh, nu -ți bate capul, ok? Așa, sunt începător. Ce recomand să codezi gen limbaj și aplicații pentru limbajele de programare care să conțină un view la ceea ce am făcut? Flavius, super simplu, intră pe wellcode.ro și începe de acolo. Deci wellcode.ro, dacă ai intrat mai târziu pe acest live, intră pe wellcode.ro, creează-ți un cont gratuit și acolo avem un program gratuit de unde o să înveți programare. De la zero. Nu trebuie să ai niciun fel de cunoștințe înainte. Așa. Poți să devii programator peste 30 de ani? Cum primesc firmele oamenii nu prea tineri? Asta e o întrebare super, super bună. În primul și în primul rând, legat de vârstă, să știi că nu contează. Contează, în schimb, cât ești de bun la interviuri. Pentru că, unul la mână, tu nu trebuie să îți pui vârsta în CV. Ok? Tu ce, pe ce trebuie să tu să pui accent în CV sunt următoarele. În primul rând, proiecte, ce proiecte ai și orice alte lucruri legate de programare. Dacă proiectele tale personale sunt suficient de bune, o să fii chemat la un interviu. O să fii chemat să dai un interviu. Și uh, la interviu nu o să te întrebe nimeni câți ani ai, decât, nu știu, adică imaginează-ți lucrul următor. Ești acolo la interviu uh, și na, te întreabă câți ani ai. Nu ți se pare un pic ciudat? Nu ți se pare un pic nepoliticoasă întrebarea? Deci ei nu prea au cum să știe câți ani ai, în primul și în primul rând, și în al doilea rând, atâta timp cât tu ai proiecte șmechere și ai fost deja chemat la interviu și la interviu faci foarte bine, să zicem că ai 50 de ani, nu, nu 30. Ce interes au ei să nu te angajeze din moment ce tu ai trecut interviu, din moment ce tu ai trecut partea tehnică? Pentru că un angajator, în momentul în care își postează un anunț de angajare, înseamnă că are nevoie în secunda aia de un om. Are nevoie de tine. Și, în general, lucrurile funcționează în felul ăsta. Ok, e cineva care e suficient de bun pentru ce -mi trebuie mie, îl angajez. Sau, ok, mi-au mai mulți oameni la interviu și văd care a dat randamentul cel mai bun la interviuri. Și ce am observat e că oamenii de peste 30 de ani știu să, să comunice mai bine, pentru că sunt mai trecuți prin viață, sunt mai atenți la detalii și de cele mai multe ori sunt mai de încredere. Ok, uh, Dar asta nu înseamnă că dacă ai 20 de ani nu poți să fii la fel. Dar vârsta cu siguranță în programare nu este un impediment. E adevărat că dacă ai facultate câștigi mai mulți bani. Constantin, eu aș zice că dacă ai facultate în principal câștigi mai puțini bani în programare. De ce? Pentru că hai să luăm două persoane: Andrei și Alex. Andrei se angajează ca și programator imediat după liceu. Termina clasa 12-a, s-a angajat ca și programator. Alex merge la facultate. Și în momentul în care Alex a terminat anul întâi, Andrei are deja un an de experiență. Și după un an de experiență, salariile în programare cresc cel puțin cu 2-3 mii de lei. Ok? În momentul în care Andrei e programator începător și se angajează ca programator începător, Alexul să aibă cel puțin 2 ani de experiență. Deci te las pe tine să tragi concluzia cum se câștigă mai mulți bani. De la Wellcode poți ajunge la Google sau Facebook sau alte companii plătite foarte bine dacă facultatea nu este așa bună să ajungi programator. Ei bine, Luigi, noi mergem pe principiul următor. Primul pas este să te angajezi ca și programator. Ok? Să te angajezi la o firmă oarecare ca și programator și pe urmă, după ce ai obținut oferta sau după ce te-ai angajat, abia pe urmă începem pregătirea pentru Google sau Facebook sau orice companie mare. Pentru că e ca și cum tu vrei să urci 10 scări deodată. Tu vrei direct Google sau Facebook și da, e foarte fain să țintești sus și chiar te respect pentru că este asta și te felicit, doar că trebuie să o iei cu pași mai mărunți. Și de multe ori Google sau Facebook sau orice companie mare nu, nu te angajează fără experiență full-time. Nu te, nu te ia doar așa pe niște proiecte personale. Așa, Roxy. După cursurile pe care le oferiți, ne putem angaja ca programator și fără facultate? Da, există mai multe, mai multe exemple de oameni care s-au angajat ca și programatori după ce au trecut prin programul nostru. Le găsești aici pe canal, adică dacă te uiți printre videourile canalului o să vezi câteva exemple de oameni care au devenit programatori. Și apropo de chestia asta, știu, uh, Tamas sau Tomar sau... Uh, îmi cer scuze că nu știu să-ți pronunț numele... Uh, apropo de oameni peste 30 de ani, acolo avem acolo exemple și cu oameni peste 30 de ani. Am uitat să zic chestia asta când ți-am răspuns. Așa, uh, Daniel mă întreabă tu cât câștigi pe lună aproximativ. Na, ideea e în felul următor, că eu, eu dețin Wellcoach practic pot să-mi ajustez venitul cum, uh, cum vreau eu. Dar hai să-ți răspund ceva mai relevant. Cineva cu experiența mea, cam câți bani ar trebui să câștige. Cineva cu experiența mea de, ok, fac programare de 10 ani, să zicem că profesionist o fac de, uh, de 6 ani. Cineva cu 6 ani de experiență ar trebui să câștige undeva în jurul sumei de 10.000 de euro ok? 10.000 de euro pe lună. Acum, întrebarea, îmi trag eu atât de mulți bani din Wellcode? Nu, pentru că vreau să creștem și vreau să investim în calitatea serviciilor, dar dacă ar fi să renunț la Wellcode, să lucrez pentru cineva ca și freelancer sau să mă duc să mă angajez la o companie, probabil că ăsta ar fi nivelul meu salarial. Așa. Ce limbaj să învăț pentru game development? Deci, Robert, ideea e în felul următor. Aici pe WorldCode ne adresăm oamenilor care vor să devină programatori, să câștige bani din asta. E foarte fain că ești pasionat de jocuri și e o motivație foarte mare. Doar că tot timpul e bine să fii pragmatic și să te gândești la la tine, la ce o să-ți aducă ție mai mult câștig pe termen lung. Pentru că dacă o iei pe drumul ăsta al creierii de jocuri, în primul rând că există puține firme în România care, care fac jocuri și, în general, puține firme în lume, uh, și pe lângă chestia asta, uh, durează mai mult până ajungi să faci bani din asta. Și atunci, recomandarea mea, să înveți bine de tot bazele programării, poți să faci asta de pe Wellcode.ro. Deci, dacă ești începător și vrei să înveți programarea, avem un program pentru tine. Deci, intri pe wellcode.ro, îți faci un cont gratuit, treci prin toți pașii de înregistrare și pe urmă să faci, să continui să lucrezi până te-ai angajat ca și programator. După ce ești programator, după ce câștigi bani din asta, ai timp liber, după aia recomand să te apuci de game development. E un drum mult, mult, mult mai bun decât să intri direct și să faci, să faci jocuri, pentru că uh, tu când ești programator, asta, asta, e un lucru foarte, foarte important pe care multă lume îl neglijează. Tu după ce ești programator și cam toată cariera ta o să continui să înveți lucruri noi. Acum depinde cât de complicate sunt lucrurile noi pe care le înveți, pentru că în momentul în care ești începător, lucrurile de bază ți se par complicate, dar după ce ai câțiva ani de experiență, o să înveți tot felul de trucuri sau șmecherii um, care sunt destul de complexe și care, na, pentru un începător ar fi mult prea mult. Dar ce e super fain, ca să mă întorc la idee, este că tu o să fii plătit să înveți. Adică da, ești plătit să scrii cod, dar pe măsură ce scrii cod la orice firmă, tu o să continui să înveți. Deci cât de cool e chestia asta, să fii plătit să, să înveți. Și de asta e bine tot timpul să ai primul job de programator, să câștigi bani din asta și pe urmă să începi să-ți urmezi pasiunile. Fie că pasiunea e game development, s-a urcat pe munte și făcut cu totul altceva. Alphagram mă întreabă cum depășești un blocaj în învățare. Acum depinde foarte mult care e blocajul în învățare. Am nevoie uh, de mai mult context. Ok? Legat de blocajul în învățare. Ce înseamnă pentru tine blocaj din în învățare? Că nu te poți concentra, că nu înțelegi un lucru. Uh, și fiecare se depășește diferit, adică nu există o pilulă magică pe care eu pot să-ți o dau. cum zic, voi, uite, așa depășești un blocaj de învățare, indiferent care ar fi el. Pentru că dacă blocajul e faptul că nu te poți concentra, iar există mai multe posibilități. Fie ești obosit, fie. Uh, nu știu, uh, ești foarte distras, ai un mediu. Nepotrivit de învățare, fie ai materiale nepotrivite de pe care înveți, și de aia e foarte important să ai un mentor, de aia e foarte bine să ai pe cineva care să te ghideze. Pentru că un mentor nu înseamnă foarte multă lume, înțelege greșit conceptul de profesor, din cauza că școala românească îl arată în felul ăsta, pentru noi sau pentru majoritatea oamenilor, un profesor e persoana aia care îți livrează informație, care vine și timp de 50 de minute îți tot dă informație, îți tot dă acolo, pac, 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 tu scrii ca caiet, o notezi și după aia acasă trebuie să o înveți pe de rost. Dar ăla nu e un profesor, ăla e un casetofon. Okay? Un profesor e cineva pe care tu îl întrebi, care îți dă feedback legat de felul în care înveți, care îți răspunde la întrebări, adică asta te face să fii profesor, după părerea mea, faptul că dai feedback fiecărui om cu care lucrezi, îl îndrumi, îi arăți unde greșește și îl înveți și cum să nu mai facă greșeala aia pe viitor, că de multe ori nu e evident. Ok? Și de aia, când ai blocaje, e bine să ai pe cineva lângă tine. Bun, am aici un comentariu de la George. Foarte tare video. Ideea că nu mi-a folosit niciodată o materie sau alta nu stă în picioare. Școala îți deschide perspective iar tu ai opțiuni de unde să alegi ce drum să alegi și să te specializezi. E foarte normal să fie multe informații pe care nu le vei aplica la muncă. Livrabil facultății e că îți da abilitatea să știi unde să cauți. Um. Ei bine, George, îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp să scrii, să scrii comentariul ăsta lung și că te implici în discuție, dar lucrurile stau în felul următor. Legat de facultate și școală. Nu știu, poate tu vii dintr-o familie bogată, poate, Sau poate alegi să stai mai multă vreme cu părinții tăi ca să îți termini facultatea. Dar na, pentru majoritatea oamenilor e foarte important să ai o sursă bună de venit, unde să nu trebuiască să lucreze de dimineață până seara. Ok? Și ăsta e primul lucru pe care trebuie să, să ți-l rezolv ca și om. Dacă e să ne luăm după psihologi, avem piramida nevoilor. Și na, undeva foarte jos, și să ai ce să mănânci, să ai cum să trăiești și să ai un oarecare confort. Ok? Și prima dată trebuie să-ți asiguri chestia asta fără să-ți rup spatele pe un șantier, fără să trebuiască să stai ore în șir într-un call center să lucrezi sau să faci orice fel de muncă de rutină. Ok? Și de asta e foarte important, da? eu așa văd facultatea. Bă, facultatea îți asigură un job bun. De fapt, de asta te duci la facultate, nu te duci să te dezvolți personal, nu te duci să înveți yoga, pentru că așa poți, să ok, yoga îți lărgește perspectivele. De ce să nu baci să nu vezi la facultate yoga? De ce să nu vezi la facultate să, să pictezi? Nu, facultatea nu are rolul de a-ți deschide perspectivele și să-ți arate să-ți dea mai multe drumuri de pe care să alegi. Nu, tu în momentul în care te-ai dus la facultate, deja ai ales bă, vreau să fiu programator, vreau să fiu cu tare, vreau să fiu cu tare. Așa ar sta lucrurile într-o societate normală. După ce ești programator, câștigi bani bine din chestia asta și ai un anumit nivel, atunci, da, poți să te apuci, să-ți lărgești perspectivele, să înveți lucruri noi să te distrezi, să te simți bine, dar tot timpul munca trebuie să fie pe primul loc. Prima dată uh, trebuie să ai un confort. Să știi că ai o viață relaxată, să știi că dacă mâine vine o altă pandemie, de exemplu, tu nu o să rămâi fără loc de muncă și fără bani. Așa. Uh, e Ecaterina. Bună. Dacă la un interviu pe post de junior developer HR-ul te întreabă ce salariu ai vrea, ce răspunzi? Depinde care e, care e nivelul tău. Da, uh, na, uh, depinde. Cel mai bine, uh, eu aș zice ca și junior, în România aș zice că între 4 și 5000 de lei, dar sunt foarte deschis la negocieri pentru că îmi place foarte mult firma respectivă. Asta e un răspuns Bun, uh, pe care să-l dai. Bun. Costi te întreabă în felul următor. Ce părere ai despre Ramon Năstase? Am văzut că are și el ceva cursuri interesante. Veți încerca să abordați și voi ideea de a face cursuri în acest mod, întrucât nu toți își permit să facă mentorship. Deci, Costi, cum am zis și mai devreme, noi aici pe World Code uh, lucrăm cu oameni care vor să devină programatori, care vor să câștige bani din chestia asta, care vor să aibă un job de programator, cum am zis și mai devreme. Acum, modelul de cursuri, și nu vorbim doar de Ramon Năstase, vorbim de oricine care face cursuri, merge pe o altă idee. Merge pe, bă, hai să-ți vând cât mai mult hai să-ți vând cât mai multe informații, mamă, 10.000 de ore de conținut sau uh, 30 de capitole. Și noi nu, noi nu mergem pe chestia asta pentru că nu avem controlul informației asimilate, pentru că fiecare învață în ritmul lui. Și, ok, poți să găsești cursuri gratuite care au un nivel bun uh, dacă e să faci economie la bani, ok? Adică sunt o grămadă pe YouTube gratuite de unde poți să îți faci o idee. Doar că problema este că atâta timp cât nu ai pe cineva pe care să întrebi, pe cineva care să te ghideze, să-ți dea feedback, o să, o să pierzi. Adică fie nu ajungi niciodată programator pentru că nu reușești să-ți dezvolți modul de gândire, fie durează prea mult timp și banii pe care i-ai pierdut din diferența de salariu o să fie mult mai mulți decât dacă ai investit în mentorate. Adică noi ca și Wellcode, ca și misiune, avem misiunea asta să-i ajutăm pe oameni. Nu ne interesează să vindem cât mai multe ore de conținut, pentru că na, puteam să fac chestia asta. Nu mi-e greu să mă înregistrez în fiecare după masă două ore și să îți arăt cum să faci o pagină web. Adică am creat toată platforma Wellcode, aș putea, aș putea la fel de bine să fac un curs de web development. Doar că Până la urmă, cu ce mă face mai fericit chestia asta? Că la fel de bine pot să, pot să devin actor și să vând de entertainment, pot să-mi fac o, o emisiune. Dar ideea e că informația, fără, fără un feedback legat de cât de bine ai înțeles-o, fără o evaluare, pentru că nici cursurile nu-ți uh, nu oferă evaluare. Și faptul că un curs îți dă un test grillă la final, chestia nu se numește evaluare. Ok? să fim să fim bine înțeleși, Deci o informație fără feedback, fără evaluare, fără ajutor nu are o valoare prea mare. Deja există foarte multă informație uh, gratuită. OK? Bun. Ionela, super mișto poza. Bună, până acum am vrut să văd întrebările anterioare, să-mi fac o idee. Acum întrebarea mea, super tare, mă bucur mult că ți-ai făcut curaj să pui o întrebare. Dacă nici nu știu ce e la un cod, de unde ar trebui să încep? Deci, dacă nici măcar nu știi ce e la cod, avem un program gratuit. Deci te luăm de la zero complet, nu trebuie să ai vreo cunoștință. Pur și simplu intri pe wellcode.ro, îți creezi un cont gratuit și gata. Încep treaba de acolo, nu-ți face probleme. Și de fiecare dată când ai întrebări, îți răspundem. Bun. Uh. Intrați pe Wellcoach și faceți cursul gratuit. Dacă vă place, puteți continua. Sfatul unui client mulțumit care e încă în program. Mulțumim mult, Alex, pentru recomandare. Uh. Hai să... Uh, ok. Bun. Următoarea întrebare este de la Casian. Care sunt diferențele între inginer software și specialist în informatică? Ei bine, Casian, după părerea mea, nu există nicio diferență între chestiile astea, adică fiecare firmă poate să-și aleagă titulatura lor pe diverse poziții. Bun. Văd multe întrebări care se repetă, deci nu o să, o să mai răspund la ele. Așa, cât durează programul vostru de mentorat? Dacă se presupune că o persoană a terminat programul de mentorat, dar încă nu este suficient de bun, ce se întâmplă în această situație? Ei bine, Helen, în primul și în primul rând, Durata programului nostru este variabilă. Pentru că fiecare învață în ritmul lui. Hai să-ți dau un exemplu. Să zicem că vine cineva care e, uh, care e șofer lucrează 12 ore pe zi. Da, persoana respectivă o să aibă mult mai puțin timp să, să învețe, deci o să aibă nevoie de mai multe luni decât altcineva care e student sau a terminat liceu și vrea să stea câteva luni până când devine programator sau cineva care pur și simplu lucrează part-time. Înțelegi diferența? Practic fiecare om are un anumit timp pe care poate să-l investească și fiecare om pornește de la un nivel diferit. Și nu mă refer că practic noi oricum lucrăm cu oameni care sunt începători și majoritatea oamenilor cu care lucrăm în programul de mentorat încep de la zero. La ce mă refer e că fiecare are logica la un anumit nivel. Unii au logica mai bine dezvoltată, alții au logica mai puțin dezvoltată. Și atunci, cei care au logica mai puțin dezvoltată au nevoie să facă mai multe probleme, să rezolve mai multe probleme. Au nevoie de explicații mai multe și noi stăm cu ei până în momentul în care înțeleg o noțiune. De asta, iarăși, nu-mi place uh, ideea de curs, pentru că la un curs ți se impune un ritm. Ok, ăsta e ritmul, săptămâna 1, săptămâna 2, săptămâna 3. Și noi stăm, bă, ok. Ideal ar fi fost să faci chestia asta într-o săptămână. Dacă n-ai înțeles, mai stai o săptămână. Și la asta mă refer că nu există la finalul programului de mentorat să nu fii suficient de bun, pentru că noi lucrăm cu tine până ești suficient de bun. Adică nu-mi place ideea de, bă, știi, îți vând șase săptămâni de curs, după astea șase săptămâni, asta e, te descurci. Așa. Mihail, clientul nostru. Uh, bună, Petru. Ai vorbit mai devreme de CV și proiecte personale. Când vine vorba de proiecte personale, ce ar însemna un proiect personal bun sau care ar ajuta pe cineva să ajungă la un interviu real? Da, Mihail, asta e o întrebare excelentă și o să-ți răspund aici. Dacă ai nevoie de mai, multe, uh, de mai multe detalii, folosește cu încredere metodele de comunicare pe care le știi deja. Uh, bun, dar acum a răspuns public. Ce înseamnă un proiect personal bun? Păi un proiect personal bun înseamnă ceva care să fie suficient de complex. Și hai să-ți hai să dau câteva exemple de proiecte personale care nu sunt bune, care sunt prea simple. Prima idee ar fi să faci o pagină de prezentare. Nu știu, vrei să faci. vrei să vinzi piese auto. Ok? Asta nu este o idee bună, pentru că e un site static de prezentare. O altă idee care nu e bună e pur și simplu să faci un to-do list. Acum, pe parcursul timpului, noi am avut clienți care s-au angajat fără să aibă un proiect personal pe care l-aș cataloga drept bun, pur și simplu datorită faptului că au aplicat, erau pregătiți de interviu și, ca să zic pe a dreapta, au și avut un pic de noroc. Ok. Dar, în principal, e bine să ai un proiect complex în care să ai. Uh, hai să mergem pe, pe exemplu clasic de Facebook. Adică, dacă tu ai, să zicem, o rețea socială pe care oamenii postează chestii și interacționează între ei, poți să-și lase comentarii, să-și dea like-uri și așa mai departe, cel mai probabil este ok. Și cam aia lui. Rareș Badea mă întreabă dacă este folositor pseudocodul pentru a începe să programezi. Nu, Rareș. Pseudocodul este o chestie care a fost inventată pe vremea când nu existau suficiente calculatoare, deci prin anii 70-80. Nu toată lumea avea un calculator acasă. Nu știu, avea un calculator per școală. Și atunci trebuia un limbaj care să se poată scrie pe foaie. Bun. Este adevărat că dacă nu cunoști limba engleză foarte bine, nu o să reușești să devii programator. Alin, da, este adevărat, dar acum depinde ce înțelegi tu prin limba engleză foarte bine. Adică tu trebuie să știi engleză la un nivel în care să poți să comunici. Să zici ce ai făcut astăzi. Cum ți-ai petrecut ziua asta. Asta înseamnă pentru mine să, să știi engleză și să poți să o înțelegi. Deci, cam, cam aia e, nu. Uh, nu trebuie să știi să folosești timpii corect. Adică eu nu știu care e diferența dintre present perfect simple și past perfect simple. Nu cred că le știu, le știu folosi așa cum trebuie. Deci nu, nu trebuie să știi gramatică, dar trebuie să înțelegi, în primul rând, și în al doilea rând să știi să comunici. Adică să te faci înțeles. Ok? Bun, hai să vedem. Întrebări, întrebări. Hai să vedem. Întrebare de la Halit Uresin. Am și eu o întrebare. Ce pot face după ce învăț un limbaj de programare? Ce voi face la job dacă îl iau? Dacă ai putea da un exemplu de job sau să generalizezi drumurile pe care le poți lua ca și începător? Păi, hai să zicem că a, e un job de, de junior, un job de începător. În primul și în primul rând o să repar chestii simple ca să te obișnuiești cu proiectul pe care ești. Adică, în principal, ca și junior, o să ai un proiect deja existent și o să faci chestii la el. Adică, platforma Wellcode. Probabil cea mai simplă chestie pentru un începător, acolo unde scrie jos de tot, copyright, 2017-2020, de exemplu, tot să scrii din 2020, o să pui 2021. Asta e o... Asta e un exemplu. După aia o să ți se dea task un pic mai complexe. Poate o să adaugi un buton care face ceva nou. Poate o să trebuiască să... Nu știu, hai să ne imaginăm pe WellCode că vrem să avem un newsfeed în care să vedem fiecare om când rezolvă o problemă sau câte puncte ia la o problemă. Poate vrem să avem newsfeed-ul ăsta și tu să poți să dai like-uri. Ai putea să ai de implementat chestia asta la un moment dat, dar uh, nu trebuie să-ți faci probleme, pentru că na, când ești începător nu realizezi cât de complexă e toată treaba și și dacă încerci, nu o să reușești foarte bine. Și atunci, a, prima dată iau, cu, iau de la început, iau cu bazele, intră pe programul nostru gratuit, pe wellcode.ro, fă tot ce este acolo și o să-ți fie mult mai ușor să înțelegi ce faci un programator. Adică, uh, dacă intri pe Wellcode, ar trebui să termini în câteva zile. Și o să, o să ai o idee mult mai bună. Adică ai zicem că nici măcar nu vrei să te faci programator. În câteva zile tot ai terminat cu, cu ce avem noi acolo și o să ai o idee mult mai bună legat adică de ce înseamnă să scrii cod. Ada întreabă în felul următor, fără facultate, dar perioada studenției nu e interesantă? Na, depinde ce înțelegi tu prin interesantă. Adică, există, există două moduri în care poți să te distrezi. Na, poți să mergi pe principiul ăla de student în care, da, ok, e interesant, dai petreceri în cămin, îți trimite ai tăi pachetul cu mâncare... Na, nu știu, pentru mine nu, nu pot să zic neapărat că era pe gustul meu perioada aia, ci e mult, e mult mai fain în momentul în care tu câștigi bani bine și atunci zicem că vrei să dai o petrecere. În loc să o dai în camera de cămin, poate te duci într-un local mișto. Și poate îți chem toți prietenii și le faci tu cinste. De exemplu. Și după aia te cheamă ei. După aia, în loc să te duci în vacanță cu, cu trenul, în la ceva pensiune nasoală pentru că doar pe aia o permiți, ca și programator, de ce să nu iei un avion să te duci undeva în afară și chiar să stai la un hotel ok? Știi? Adică, na, perioada, de ce zice lumea că perioada studenției e faină? Pentru că, na, studenție se dau cele mai multe petreceri. Dar, na, nu înseamnă că oamenii s-ar întoarce în perioada studenției. Adică nu cunosc pe nimeni care zică, bă, vreau să, aș, ce aș vrea să fiu student din nou. Poate doar cineva care e bătrân și nu se mai simte bine. <laughs> Uite, uh, Alin zice în felul următor că fără facultate poți ajunge în cel mai bun caz tehnician în helpdesk. Uh, deci, Alin, care e faza? Um, Cunosc foarte multe exemple de oameni fără facultate care au ajuns la companii mari. De exemplu, de exemplu Google, Facebook, Microsoft și care sunt programatori. Îți garantez eu că sunt programatori acolo. Acum, faptul că tu alegi să, să crezi altceva, ei păi, din nou, e o alegere. Dar, na, poți să intri și la noi pe canal. Încă nu am luat pe nimeni fără facultate și să ducem până la nivel de Google, ok? Dar avem o grămadă de oameni, de fapt, toți oamenii care sunt angajați, avem o, o grămadă din programul nostru, nu aveau facultate. Dacă, da, da poți să intri pe video să te uiți. Ok. Dacă termin un liceu de mate info, mai studiez un an alături de un mentor, Poți să-i demonstrez angajatorului că sunt suficient de bun doar cu diploma de, la bacalaureat? Da! Nici măcar nu trebuie un an. Un an e mult. Bun. Ok, cu asta, cu asta încheiem pe astăzi. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine, că mi-ați pus întrebări, că am pornit o mică dezbatere aici și vă rog să aveți o săptămână cât mai productivă și dacă vrei să te apuci de programare serios, vrei să lucrezi personal cu mine și cu experții din echipa mea, intră pe cariera.wellcode.ro completează formularul de acolo, programează-te la o discuție preliminară cu noi și acolo o să-ți evaluăm nivelul actual, o să facem un plan de muncă pentru tine și o să vedem în primul și în primul rând dacă suntem compatibili să lucrăm împreună și dacă putem să te ajutăm să devii programator, să-ți atingi scopurile profesionale. Așa că intră pe cariera.wellcode.ro Programează-te cât mai repede pentru că nu avem foarte multe locuri și de-abia aștept să ne să ne auzim, să ne vedem în cadrul programului de mentorat, să facem treabă bună și să te lauzi cu rezultatele pe care le-ai obținut și foarte important să ai un job care să-ți aducă fericire, pace și și bunăstare. Așa că ne vedem data viitoare!